Drumul spre succes e marcat cu o grămadă de slalomuri. Așa s-a întâmplat și în cazul unui primar din Suceava. Dornic să atragă fonduri europene în comuna pe care o păstorește, edilul a făcut ce face orice primar din țara asta. A încercat să obțină un punctaj cât mai mare. De fapt, omul avea nevoie doar de niște drumuri noi, doar că pentru acel proiect nu primea niciun euro. Așa că pentru a-și crește șansele, a mai adăugat două componente. Una socială, cealaltă culturală. Ca prin minune, fondurile au sosit. Doar că, potrivit proiectului, o parte din bani au fost investiți într-un centru de zi pentru persoanele cu nevoi. De când a fost inaugurat, adică de 3 luni, locul e aproape gol. 2,5 milioane de euro reprezintă pentru o comună din nordul sărac al României o sumă colosală, mai ales când ai de condus o localitate fără drumuri prea bune. Iar atunci când îți ies în cale niște fonduri europene nerambursabile, nu mai stai pe gânduri. Aplici pentru proiect. Numai pe drumuri nu aveați nicio șansă, să înțeleg. Sub nicio formă. Pentru că la drumuri se aloca un punctaj, la componenta socială un punctaj, la componenta culturală un punctaj. Așa că, pe lângă proiectul pentru drum, comuna Mitocul Dragomirnei a depus actele pentru a beneficia de un centru de zi și de o reamenajare a centrului cultural. Era nevoie de ele? Nu prea. O recunoaște și primarul. Dar a fost compromisul pe care a fost nevoit să-l facă. Pe considerentul ăsta am mizat să obținem punctajul maxim. Nu că n-ar fi nevoie în comuna Mitocul Dragomirnei de centru social. Este nevoie și de centru social, dar prioritatea maximă a fost modernizarea drumurilor. Toate bune și frumoase, centrul a fost construit, nou, modern și mai ales pustiu. Deși ar trebui să fie în jur de 30 de angajați pentru ca totul să funcționeze așa cum trebuie, primăria și-a permis să plătească doar 2, un psiholog și o femeie de serviciu. Nu este utilizat la capacitate pentru că nu avem fonduri la salarizare. Așa cum se știe, fondurile de salarizare sunt repartizate într-o sumă fixă la începutul anului. Noi, având fonduri la salarii, nu putem să ne asumăm niște obligații financiare în acest fel. De 3 luni de când a fost deschis centrul, a fost folosit doar de câteva ori și nici atunci cu mare succes. Am avut un caz recent, în urma unui apel de la Protecția Copilului din Suceava. Am alergat pe câmpii la o stână, am avut de-a face cu un băiețel de 11 ani, înghețat, degerat de frig, dar pentru că ciobanul respectiv îi dădea o sumă de bani, a ales să fie alături de oi. L-am adus aici, am încercat să stăm de vorbă cu el, până la urmă a ajuns la un centru în Suceava, dar nu vor să rămână în centre, nu vor să fie integrați, le place viața care o au ei. Adevărata valoare a centrului ar trebui să se arate odată cu venirea sezonului rece. Ținând cont că va începe frigul, iarna, sunt foarte mulți copii din familii dezorganizate care dorm pe bănci, dorm în stradă și probabil vom face o anchetă să încercăm să-i adunăm peste iarnă. Până la 3 luni de zile pot fi cazați în centru, vor beneficia de asistență religioasă, psihologică, vor avea 3 mese pe zi, vor fi îmbrăcați, probabil se va face un program de alfabetizare. Iar dacă planul cu centrul de zi nu va merge, spațiul poate fi oricând redistribuit altor nevoi. De fapt, cam acesta era și planul inițial. Intenția noastră este ca, dacă în perspectiva de viitor acest centru nu își va găsi utilitatea maximă, să-l putem transforma, dar nu acum, mai târziu, într-un azil de bătrâni. Într-un fel sau altul, situația se va rezolva, mai ales că banii primiți de la Uniunea Europeană sunt nerambursabili. Într-adevăr, poate comuna avea nevoie de alte lucruri decât de un centru de zi pe care nu-l folosește nimeni. Dar, pus să aleagă între un drum prost și un drum bun venit la pachet cu centrul, primarul a făcut un compromis pe care oricine l-ar face. Nu de alta, dar scopul scuză mijloacele. Doamna